Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu, în dragostea Lui pentru oameni, lucrează când într-un fel, când într-altul. În dimineața aceasta aș vrea să prezint bisericii modul în care Dumnezeu a lucrat în viața unui vecin de-al nostru, unui prieten, unui om deosebit pe care Dumnezeu l-a mântuit, Oance Dorel. Frate Dorel, vă rog să veniți aici lângă mine. Nu se aude? Se aude. Așa. Dragii mei, fratele Dorel a crescut într-o familie penticostală, a avut părinți, a avut o bunică credincioasă lui Dumnezeu, anii au trecut, împrejurările au fost de așa natură încât fratele Dorel a făcut alegeri greșite. El mărturisește că a avut alegeri greșite în viață și a ajuns la concluzia că soluția pentru viața și pentru familia lui este întoarcerea la Dumnezeu prin pocăința. El a venit la biserică, Dumnezeu i-a vorbit într-un mod deosebit, i-a făcut parte de nașterea din nou, i-am vizitat în familie, am discutat cu fratele, am discutat cu familia și eu mi-am dorit, vă mărturisesc sincer, mi-am dorit ca la următorul botez fratele Dorel să fie printre candidați. Numai că el nu m-a lăsat să plec, ci mi-a spus: eu astăzi vreau să fiu botezat. Dragii mei, constatând nașterea din nou în dreptul fratelui Dorel, luni seara după timpul de rugăciune împreună cu 9 frați ne-am dus, ne-am bucurat în familia lor, Domnul a dat momente de părtășie deosebite și în acea seară l-am și botezat. Domnul să te binecuvinteze, frate Dorel. Soția cu multă dragoste, cu multă bucurie împreună cu fiul lor ne-a primit în casa lor, întocmai ca temnicerul din Filip. Nu numai că ne-a primit, ci ne-a întins masa de bucurie și ne-am bucurat cu toată familia. Dragii mei, doresc întreaga familia fratelui Dorel să fie binecuvântată de Domnul. Frate Dorel, dovada botezului în apă, Biserica Betania vă înmânează certificatul de botez, dorind din toată inima ca Dumnezeu să vă ajute să-L păstrați curat. Amin. Și viața noastră să fie scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și tot din partea bisericii vă înmânez și o scriptură, dar înainte de a vă da, vă citesc un pasaj din Cartea Numerilor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Dorel, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Dorel, amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Dorel, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Dumnezeu să vă țină în harul Lui. Sunteți fratele nostru în Domnul, sunteți partea Bisericii Betania. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.